Unde mergeți? Aici. De unde sunteți? Din Sejar, Gorj. Unde sunteți dacă să iniți? Mă ajungeți. Mergeți? Da, cea mai mare plăcere. Dacă dură, pentru ce ai cald? Că nu mai pot, am două nopți că stau pe aici. Da, domnule, mergem, vă ducem noi. Uite, nu mai pot de cum sunt bolnavă, sunt bastun. Vă ducem noi să dacă nu... Eu am fost în Dobrița. Vreți un ceai cald? Da. Haideți, mergeți noi? Cum să nu știu? Cu cea mai mare plăcere. Haideți. Nu mai plângeți. Vă ajutăm? Dar nu mai plângeți. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns să să n-aveți locuință, să dormiți pe aici prin oră? Am întrește mama, am soră de lucrez în petrol, sunt din Stejar, Gorj. Nu mă primesc acasă, nu vreau. Trezi-mi la străinilor pe aici și stau pe aici prin gară. Dar cu ce greșit? Nu știu ce, cu ce am greșit. Sunteți bolnavă? Eu am fost bolnavă 2 ani jumătate, n-am călcat pe picioarele mele și am fost toșuț și pielea și am decăzut neurologii. Un om cu suflet mare m-a dus în Caracal, m-a pus pe picioare și nici așa nu mă primesc acasă. De ce suferiți? Am avut o pată pe plămână stângă și am decăzut neurologic. Și de cât sunteți pe drumuri? De 3 ani. Așa sunt. Și n-am pensionat, n-am nimic, îmi venit. Trăzi-mi la străinilor. Cum e? Cunoștințelor. E foarte frig, nu vă e frică? Vor veți îngheța afară? Mă îmbracă cunoștințele și mă îmbracă cu multe haine. Mă încalță, cam mulțumesc că îi mi-a dat mie băcancii ăștia, ghetuțele ăștia, că nu mai pot. Ăștia sunt de cal și n-am decât o pereche de șosete. Un om extraordinar. Îți ia, mă amărât-o, că mori, n-ai de frig. Ce să fac? Și în fiecare seară veniți să dormiți aici? Da. Dor și șefii știu de aici. Dorbim și mă întreabă ce faceți ăsta. Supraviețuie șef. Ce să fac? Nu fac rel, nu fac... Mine stau și mă fac la căldură pe bancă. Ce să fac? Afară e frig, tare. Când ați mâncat ultima dată? Mâncai puțin mai înainte, când de tot, doamna, m-am întâlnit cu dumneavoastră aici în spre autogar venind și să ia mă Valentina, că o cunoștință veche, o doamnă extraordinară, să-i dea Dumnezeu prin lume. Ia mă să ai să mănânci. Dar ați fost căsătorită, copii n-aveți? N-am copii. Am fost, dar m-am despărțit de mult. Am fost și factor poștal, am fost și centralist, am lucrat și în citel și în fabrica de cărmi, dar și în vânzător în piața mică. N-am fost o plăsă. Mă trage din neam de profesor, dar n-are importanța asta. Și cum ați rămas fără nicio locuință? Păi pe timpul lui Ceaușescu, eu dacă n-am fost isteață să-mi iau locuință când am lucrat în citel, asta e. Dar m-am bunuit ce să fac.